Deci, prieteni, noi am ajuns în pădure. Ce asta, bă? Bă, aici deja s-a auzit sunetul foarte, foarte... Salutare, prieteni, și bine ați venit la un nou videoclip. Deja știți cum stă treaba, cum zice Montana. Astăzi vom pleca în căutarea lui Siren Head și sper să fie pentru ultima oară, deoarece dorim ca astăzi să-i găsim casa lui Siren Head și să-l întâlnim și pe el, desigur, și să-l batem sau să-l ucidem, chiar dacă vom reuși. Mă rog, nu sunt eu un criminal, dar totuși pe Siren Head ar trebui să-l punem la pământ, să zic așa, pentru că nu se mai poate continua cu el. Este un gigant, după cum deja știți, dar totuși vom încerca. Acum îl aștept pe Motan Show, ca de obicei am venit aici la el acasă să-l iau. El trebuie să fie, de fapt, iată-l, este chiar aici. Sper că se vede, da, se vede foarte bine după mașina aia. Și îndată cum ajunge în mașină, plecăm în pădure după Siren Head și, după cum v-am spus, vom încerca să terminăm cu el astăzi. Nu rata, privește până la final acest videoclip. Și nu uita să te abonezi, să facem cât mai rapid posibil 100.000 de abonați și apreciați acest videoclip cu un like și scrieți în comentarii. Între timp a ajuns și Motan. Salut! Iată, vorbeați cu abonații și le spunem că astăzi ne ducem să-l omorâm. Să-l omorâm, băi, de ce te râzi? Iară, astăzi, pentru ultima oară, îl ucidem. Nu știu dacă se permite pe YouTube așa, dar oricum. Iară. Nu, astăzi chiar îi găsim casa și îl dăm gata. Dar pe-ai luat ceva? Da. Ce? Două dubinși. Una și cu a doua țin. Ok, am plecat. Uite, Siren Head. Da, apropo. Seamănă? Ok, prieteni, noi plecăm. Deci, prieteni, noi am ajuns în pădure. Acum vom pleca iarăși în căutarea lui, sper să-l găsim. Și de data aceasta vom încerca să-i găsim chiar casa lui Siren Head și îl vom omorî. Sper că ați înțeles tot ce vrem să facem astăzi. Am înțeles că de la iute el moare cu timpul, adică nu moare îndată, dar peste câteva minute, nu știu cum acolo. Oricum. Nu-i place iute, da, așa am înțeles. Sunt foarte, foarte picanți, nu știu dacă ați mâncat așa ceva. Dar sunt iuți. Bă, dar nu era. Uitați ce urmă aici. Uite, dincolo vine făcut cura asta, uite. Bă, aici s-a făcut drum, cred că spre casa lui. Eu nu știu, sper. Motan nu moare de la iute. El iubește picant. Doar că nu-i mâncat pe toți, rămână și lui. Cât de cât. Berei luat? Nu. Bă, deci s-a făcut drumul și aici. Priviți. Deci s-a făcut drumul până în capul ăla. Bine, poate acolo Siren trăiește. Eu tot așa sper. Eu mă gândesc că drumul ăsta s-a făcut special pentru... înspre el, adică nu pentru el, că Siren Head cu siguranță nu-și dorește asta. Da, cu asta el se hrănește, știi? Prieteni, deja avem vreo 10-20 de minute de când mergem. Am ridicat dealul ăsta imens, priviți în vale încolo. Băi. Uitați cât am mers, tocmai de lângă casele alea. Mă. Deci... încetişor să nu ne zgâriem pe aici. Bă, ești prost! Priviți! Nu știu dacă este cuibul lui, casa lui sau nu, dar el cu siguranță a fost pe aici. Uite ce aici. Uite ce-au făcut din copaci ăștia. Bă, ești prost! Bă, i-au juchit pe toți, bă! Da, bă, e surup! Deci, prieteni, am luat și eu niște pesmiți. Sunt foarte, foarte picanți. Da. Incredibil, nu știu cum am mâncat Motan așa mult. Bă, și m-am speriat. Stai că aici e păianjen, bă. Da, păianjen. Dar ce e asta, bă?
O să nu cumva, într-adevăr. Bă, am ajuns la casa urma lui. Urma lui. Urma să fie, eu zic casa. Oh my God, uitați-mi, tot e rupe în jur, băi, uite copaci, rup. Bă, nu știu dacă se vede pe cameră. Dar o să încerc. Adâncă, o să încerc așa cumva de aici. Iată, priviți cum este motan. Și priviți această gaură, bortă, nu știu cum să-i zic. Este foarte adâncă groapa asta. Și alături copac. Băi, eu cred că suntem foarte, foarte aproape. Ce spui, mă, ce ai văzut? Unde te duci? Stai că eu merg imediat după tine. Iarăși un copac aici jos. Acolo. Am văzut că e copacul ăla, știi, care e zgâriat. Dar nu este. Aha. Nu este. Iată ce l-a zgâriat. Îl vezi? Uite. Uite în apropiere de-a. Da, uite, deci noi gaură. Noi atunci n-am ajuns aici. Cum bă, n-am văzut? Bă, deci suntem foarte aproape de casa lui. Și iată copacul, aici trebuie să fie zgritura. Nu cred să fie luat de atunci. Uite, nu zgritura. Da, este. Priviți, mă. Noi, ți-am minte câte ori vorbeam că mai înainte trebuie să fie casa lui. Da, și nu ne-am dus niciodată până acolo. Niciodată nu ne-am mers până la sfârșit. Și copaci, uite cum cresc copaci. Tu vezi un pic pe, înclinați. Înclinați, da, 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 spre exact. El. Păi, ceva aici e ciudat. Deci nu știu ce să cred. Bă! Acești... Ce asta, bă? Tu vezi? Eu văd normal, cum nu văd. Asta nu-i, nu-i cumva un semn, bă. Uite cum e așezat. N-are cum fie picat așa cringele? Să fie adunate, uite așa. Băi, da, dar e cam mică pentru casa lui, nu? Băi, pentru casa lui e mică, dar și bă, adică poți fi, știi cum alții, eu nu știu, oamenii când, în antichitate, adică lăs, fac niște semne spre casa lor, știi? A, aha. Uite, el tot asta e un semn. Da, 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 probabil. Bă, și tot aici, în apropiere, deci, tot jur împrejur găsești ceva de la el. Tomiță, ceva aici, ceva într-adevăr ciudat se întâmplă aici. N-are cum să fie în altă parte, uite, toate semnele care vin. Nu de aici. Așa e? Mhm. Și mai de... Tu, ai auzit? De unde se aude? Tu auzi asta? Da. Nu, stai, hai mai încolo, leacă, hai spre sunetele astea. Foarte crocanți, să-i punem aici lui și când va veni sper să-l otrăvim. Uitați aici este și o, nu știu ce este, o văgăună aici foarte mare. Bă, nu știu. Deci noi acum alergăm, deoarece poate să vină orice clip aici. Haideam! Da, haideam, hai, fuga! Bă, dar nici... Ia uite! Stai, băi, nu te duc acolo! Da, nici nu l-am pus acolo măcar! Fuck, da, băi! Eu l-am pus puțin mai la deal! Bă, și-am mâncat aproape tot! Interesant cum mănâncă el, dacă el este un gigant, iar pachetul ăsta este foarte mic pentru el. Poate el se transformează în mai mic? Bă, deci nu știu, dar eu am înțeles că el nu mai trăiește mult după aceasta. Da, după ce mănâncă ceva... Haide așa să vedem mai bine. Da, după ce a mâncat asta, el nu mai trăiește mult. Incredibil. Dar nu mai stăm. Da, plecăm. Nu mai stăm pentru că este foarte periculos în momentul ăsta după ce el a mâncat acestea. Am înțeles că devine foarte energic, turbat, așa ca Cătălin Talent. Deci, ce să mai zic? Băi, știu plecăm, că vă râdeți acum, dar da, plecăm. Hai, plecăm că... În orice caz, Siren Head gata, s-a dus. Deci, prieteni, cam atât cu Siren Head. Abonați-vă la acest canal să facem cât mai rapid posibil 100.000 de abonați. Sper că sunteți mulțumiți de seria aceasta cu Siren Head. Mi-a făcut și mie plăcere. A fost o adevărată aventură împreună cu Motan Show și în căutarea lui Siren Head. Apreciați acest videoclip cu un like. Scrieți în comentarii ce mai doriți să vedeți. Vor fi din ce în ce clipuri mult mai interesante. Așa că stați aproape. Vă iubesc și nu uitați de share.
Bah!